aceasta sărbătorim 5 luni de la ultimul nostru episod. Și ce modalitatea mai bună de a sărbători acest eveniment dacă nu cu vlogul numărul 5? Otokyo Kiyomi! Urmărind dramele coreene, am realizat că lucrurile nu sunt exact așa cum le știam noi sau cum credeam că sunt. Astfel am realizat împreună o listă cu lucrurile pe care le-am învățat din serialele coreene. Ce este aceea ambulanță? Un om bolnav se ia în cârcă și se duce perpede la spital. Nu prea se sună la salvare în general. Oriunde te afla, trebuie să faci doar un semn și vei lua taxiul. Taxiurile sunt mai ceva decât șoferii personali. Da, sunt acolo dinainte de a avea nevoie de ei. Prevăd și acționează chiar înainte de a-ți exterioriza tu intenția. Evident, asta nu se aplică pentru oamenii bolnavi. Care, după cum spuneam mai devreme, se cară în spate. Cele mai întâlnite probleme de sănătate sunt cancerul, orbirea sau pierderea memoriei. Cineva, undeva, va ajunge la un moment dat într-un orebang, unde va bea soju și va cânta melodii triste cu cravata pusă pe cap până începe să plângă. Dacă tot vorbim despre soju, la fiecare ieșire în oraș se va bea soju. Soju se bea în cantități industriale. Nu există nicio dramă unde să nu existe o masă plină de sticle goale de soju. Vorbeam de băut mult? Păi ăsta ar fi momentul perfect să faci rost de niște timp în plus petrecut cu opa, mai mult skinship și faptul că va afla adresa ta este un avantaj. Secretul este să bei până te faci praf. Bea până ca sub masă și nu te mai ții pe propriile picioare. Astfel, el se va simți obligat să te ia în spate și să te ducă acasă. Orice coreancă, pânză scurt și îmbrăcată băiețește, e băiat! Da! Cele mai bune idei vin sub duș. Mai ales tipilor atrăgători le vin cele mai multe idei acolo. Și au cele mai dramatice trăiri. Chiar dacă învață engleza la școală sau studiază în străinătate câțiva ani, nimeni niciodată nu va vorbi engleză normal. Whatever. That's not a joke anyway. Ai studii, nu ai studii, vrei, nu vrei, lucrezi la o companie importantă. Toată lumea lucrează la o companie importantă. Și toată lumea pleacă oricând vrea, chiar și câte o zi întreagă. În plus, în companie se petrec lucruri dubioase, dar nimeni nu observă. Ce-i face, oricât ai încerca, mereu va exista acea fată care umblă cu toți băieții. Toți! În orice dramă există o vizită la spital. Trebuie să ai vreo rudă internată. Sau o cunoștință care a suferit un grav accident de mașină. Un vecin. Poate chiar și cineva pe care nu o cunoști, care este bolnav în fază terminală și trebuie vizitat. De ce să dăm telefoanele pe silent, să le punem pe modul avion sau chiar să le închidem? Da, noi suntem țara lui Samsung. Noi nu închidem telefoanele. Nu, noi trebuie să dăm cu ele de pământ, pentru că e mai sigur, na? În cazul în care uroși pe cineva, nu-ți face griji. Veți ajunge împreună! Circulații din Coreea sunt foarte legere. Poți întoarce oricând, oriunde, poți staționa sau merge cu orice viteză vrei, ba chiar poți face slalom printre mașini, oricând ai chef. Aceasta a fost prima parte a listei noastre cu lecții de viață învățate din dramele coreene. Vă așteptăm săptămâna viitoare să urmăriți continuarea. Până atunci... Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu ezitați să dați like, share și subscribe. Până la viitoare! Annyeong! M-am uitat numai acolo. Da? Da.
noastră. Da. Ce modalitate mai bună avem? S-a auzit pe ei. Da. O listă cu lucruri. Lucruri! Oriunde te-ai aflat, trebuie doar să faci. Nu o să poți să rețin chestia asta! Exact! Așa, funny! Funny! Hai să dăm! Stop! Rewind! Rewind! Stop!